Este o bucurie și această ocazie de închinare în care suntem împreună. Suntem ceva mai mulți decât la ora nouă, dar nu cu mult mai mulți. Asta este și o veste bună, pentru că înseamnă că aproape toată biserica vine de dimineață la închinare și este o veste cât se poate de bună, că iubiți biserica, îl iubiți pe Dumnezeu și doriți ca să fiți împreună cu frații și să primiți acea binecuvântare din partea Lui Dumnezeu. Există, există așa o atitudine uneori când vii la biserică, oarecum consumeristă, cât sunt la biserică? Pe ce contează cât sunt la biserică? Cine vorbește la biserică? Până la urmă, asta atârnă de motivația pe care tu o ai. De ce vii la biserică? Să te întâlnești cu Dumnezeu? Dacă vii să te întâlnești cu Dumnezeu și dacă nu predică nimeni și ai făcut o rugăciune și ai citit un psalm și ai cântat o cântare, ești binecuvântat. Și dacă ai mai încurajat pe cineva sau mai... Uh, ai părtășie cu frații, cu surorile, te duci acasă și ești binecuvântat. Ai fost la casa lui Dumnezeu, ai fost la biserică și asta îți umple inima de bucurie. În generația aceasta în care trăim, totul trebuie să meargă pe consum. Și dacă nu este consumul. Oamenii își pierd direcția pentru că alte repere nu mai au. Stăteam de vorbă cu cineva care era ghid turistic și mergea în zona, în zona Babelor și a Sfinxului, zona Buștenea, Zuga pe acolo, și era ghid turistic și spunea: Domnule, nu pot să pricep cum oameni modești, adică din punct de vedere financiar, sunt la nivel mediu sau submediu și vin și cheltuie la bani, e o, dacă vine o familie, dă câteva sute de lei numai pentru telecabină. Dacă vorbim și de consumația de sus, care este foarte scumpă, zice, mai dau câte 50 de lei pe o ciorbă de burtă. Și cheltuie undeva la 7, 800, 1000 de lei, numai să vină să vadă Sfinxul și Babele. Asta mie îmi spune, zicea el, și imediat mi s-au declanșat așa niște, niște clicuri în minte, că oamenii ăștia nu mai au nicio perspectivă. Trăiesc numai pentru astăzi, azi mâncăm, bem, că după aia nu mai contează. Și ceea ce mi-a spus Domnul acela, mi-a confirmat un adevăr biblic, despre care vorbea și Sfântul Apostol Pavel, că unii trăiesc doar ca să mănânce, să bea, că mâine vor muri. Nu mai au o altă perspectivă. Eram într-o emisiune cu un analist politic, politolog și teolog în același timp, domnul Duca. La un moment dat spunea așa, generația postmodernă n-are niciun fel de perspective. Mă, naziștii aveau o perspectivă, al treilea Reich. Comuniștii epoca de aur și visul comunist, omul nou și așa mai departe, să clădim un imperiu comunist. Dar ăștia, zice, n-au nicio perspectivă. Dacă stăm să ne gândim așa la ce ne pun în față globaliștii, este cumplit să fac așa un mic scenariu. Consumăm cât mai puțin, respirăm cât mai puțin, ni se ia de carbon, stăm cu mașinile în priză, să nu poluăm, să nu stricăm mașina, ni se vor face niște țarcuri din astea orașe de 15 minute din care nu ai voie să ieși decât cu învoire sau în situații excepționale și după aia să zici, wow, ce faine! Asta e perspectiva. Însă, atunci când oamenii își vor da seama că, de fapt, perspectiva asta nu duce nicăieri. Spune Mântuitorul în Evanghelia după Luca, la capitolul 21, că oamenii își vor da Sufletul de Groază, versetul 26, în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cerurilor vor fi clătinate. Oamenii își vor da Sufletul de Groază, adică vor înnebuni și unii chiar vor muri de groază, de spai. Și nu vreau să credeți că mă duc în direcția aceasta a apocalipticii fataliste, absolut deloc. Pentru că am considerat o, o unealtă foarte bună de manipulare și fiecare avem extreme de felul ăsta. În fiecare religie există niște foarfece sau niște clești de coerciție. Ba Evanghelia iadului, ba Evanghelia purgatorului, ba Evanghelia judecății astea care abia așteaptă să te, să te prindă Dumnezeu și să, să cazi acolo. Însă aș vrea să, să rămânem în zona de echilibru. Da, evenimentele acestea se vor întâmpla, nu nu poate se vor întâmpla, ci Mântuitorul spune că trebuie să se întâmple, adică se vor întâmpla. Tot, ce înseamnă calamități, probleme, războaie, vești de războaie, boli, ciumi, răcirea dragostei în biserică. Știți, noi tot încercăm așa să negăm aspectul ăsta că... Și am vrea cumva să resuscităm, și nu este rău să-ți dorești ca biserica să fie vie. Însă, adormirea bisericii și apostazia celor mai mulți și răcirea dragostei sunt profetizate. Spune Matei 24, dragostea câtorva, zice acolo, nu? A celor mai mulți se va răci. Și. Duhul de adormire și de leșinare spirituală este unul demonic. Sunt demoni specializați în adormirea bisericii. Da, ăsta e doctoratul lor. Au teză de master, de doctorat, prin care lucrurile să fie așa amorțite. Ei, în contextul acesta, pe de o parte, calamitățile naturale, pe de altă parte, evenimentele care se vor întâmpla în lume cu o rapiditate foarte mare, încât n-ai timp să te să tragi aer și să zici, hai să văd ce fac pasul următor, te vor lua prin surprindere, efectiv. Și observați cât de tare s-a alergat viața odată cu digitalizarea. Oamenii nu mai au timp de nimic. Și totul trebuie să fie repede și foarte repede. Dacă nu, gata, ai pierdut, ești în urmă. Oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cerurilor vor fi clătinate. Și sfatul Domnului Hristos pentru noi, în versetul 28, când vor începe să se întâmple aceste lucruri, ce să faceți? Să tremurați? Nu. Să vă uitați în sus că izbăvirea se apropie. Asta mi-arată o perspectivă într-o lume fără perspectivă. Faptul că ai un punct, un reper, venirea lui Iisus Hristos, adventul, este ceva extraordinar. Când ceilalți se întreabă, mă, oare ce mai fi cu lumea noastră, ce se întâmplă? Până la urmă tu ai un reper fix, știi că în cele din urmă toate lucrurile vor duce acolo. Și orice s-ar întâmpla în jurul tău nu mai contează, pentru că tu ai un reper la care te raportezi. Spunea unul dintre uh, filozofii greci și matematicieni: Dați-mi un punct fix, nu știu dacă nu Arhimede sau care dintre ei, și voi muta Pământul, voi muta lumea, da? Uh, e nevoie, acest punct fix, ei știau ceva, căutau acel punct fix în care să găsească stabilitate noi. Avem acel reper? Asta este marea întrebare. În epistola către evrei, o epistolă foarte frumoasă, există două, două linii, ca să zic așa, una teologică și una epistolară, în care Apostolul îmbină atât elementele de. De spiritualitate, de Biblie, de teologie, cu cele care țin de viața Bisericii, am întâlnit multe lucruri foarte interesante pe care vreau să, să vi le aduc în partea aceea de epistolă, pentru că el descrie starea Bisericii din vremea lui. La capitolul 10. Începând la versetul 35, el spune așa, să nu vă părăsiți dar, încrederea voastră, încredere în ce? Trebuie să ai un obiectiv, un scop, o persoană în care să crezi, să ai încredere, nu? Dacă n-ai perspective, ești pe nisip mișcător. Ori el spune așa, să nu vă părăsiți, dar încrederea voastră, pe care o așteaptă, o mare răsplătire, căci aveți nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu să puteți căpăta tot ce v-a fost făgăduit. Încă puțină, foarte puțină vreme și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și cel neprihănit va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Iată o perspectivă, credințe, credința în Isus Hristos în răsplătire. Da, vor zice unii, a, păi a zis că vine repede, dacă nu zăbovește. Și totuși, uite, a trecut atâta timp de la făgăduința lui Dumnezeu și nu s-a împlinit. Când mă uit în Sfânta Scriptură și în istorie, îmi dau seama că Dumnezeu are alți timpi, pentru că El nu este legat de o viață amărâtă de 70-80 de ani, așa cum suntem noi, limitați. Nu mai trăim nici măcar 969 de ani cum a trăit Metusalah sau 930 de ani cât a trăit Adam, No, Suntem departe chiar și de ei, dar chiar și ei, în comparație cu veșnicia, erau tot mici. Și citind profețiile Bibliei, cea mai lungă profeție care a durat 4.000 de ani, cel puțin 4.000 de ani să se împlinească. Știți care este? Geneza 3.15. cu 4.000 de ani. E enorm. Ce sunt ăștia în comparație cu veșnicia? Vă întreb, s-a împlinit sau nu? S-a împlinit? S-a împlinit. Când a zis Dumnezeu, la ceasul prorocit, Hristos s-a născut în Betleem, la împlinirea vremii. A? E o expresie consacrată din Hristos, Lumina Lumii. La împlinirea vremii, Hristos s-a născut în Betleem. Trecuseră peste 4000 de ani și s-a împlinit. Dacă vorbim de profețiile cu privire la succesiunea imperiilor, unele au fost de sute de ani și așa mai departe. S-au împlinit? S-au împlinit. Exact cum a zis Dumnezeu. De aceea, factorul acesta curând trebuie să fie mai degrabă un curând al Sufletului decât unul punctual. Pentru că planurile lui Dumnezeu nu cunosc nici grabă, nici întârziere. Înaintea lui o mie de ani sunt ca o zi și invers, da? Uh, și nu, nu pot să intri în planul acela lui Dumnezeu. Dar un lucru este sigur, că dacă Dumnezeu a zis că se întâmplă, se va întâmpla. Și atunci eu iau făgăduința lui Dumnezeu și spun, dacă Dumnezeu a zis că se va întâmpla, indiferent că voi trăi sau nu, eu trăiesc cu speranța aceasta și voi merge în direcția aceea. Cât voi parcurge din drum nu mai contează, dar eu merg în acea direcție. Important este să începi, să mergi pe drumul acesta și vei avea satisfacții pentru că Dumnezeu va fi în sufletul tău. Aveți nevoie de răbdare. Mai avem noi răbdare în ziua de astăzi? Nu prea mai avem răbdare la nimic. Toți suntem stresați, nervoși, repede să se împlinească lucrurile și presiunea asta în care suntem ne, ne macină efectiv. Nu mai avem timp de nimic, nici de noi. Și dacă stăm bine să ne gândim, avem în jurul nostru tot felul de lucruri care ne ușurează viața. Avem mașini ca să ajungem mai repede, avem telefoane, nu mai stăm la poștă să bage fisele alea, știți, și să ne facă comandă, să așteptăm până intră, până vine la apel. Nu, no, my mai acum mai. T a stat imediat, ai dat un, un slide și gata. Nu mai e, nu mai e problemă. Imediat ești conectat oriunde. Avem mașini de spălat rufe, avem mașini de spălat vase, avem cuptoare electrice cu microunde, de toate felurile și toate să ne ușureze viața, să salvăm timp. Și avem timp? Și timp tot nu mai avem. Pentru că după ce am salvat timpul pe care îl pierdeam dincolo, ne-am făcut de lucru cu altele. Și în felul ăsta, iară, nu mai avem timp. Dar zice aici Apostolul că avem nevoie de răbdare ca să, după ce am împlinit voia lui Dumnezeu, să putem căpăta ce ne-a fost făgăduit. În capitolul 11, întâlnim o. Expoziție a sfinților lui Dumnezeu din mai, multe, din mai multe veacuri care au găsit timp și și-au găsit reperele într-o lume care părea că merge în altă direcție. Dacă e să vorbim despre neprihănitul Abel, da? perspectiva lui era să îl slujească pe Dumnezeu și să se întoarcă din nou. În Eden, ascultând de Dumnezeu, nu știa când se va întâmpla lucrul ăsta, dar știa cum să se închine, pentru că i-a spus tata, i-a spus mama, care știau exact din gura lui Dumnezeu un reper cum să te închini lui Dumnezeu. Într-o epocă a relativismului, în care toate lucrurile sunt bune, nu mai contează, important este să ai așa un fior în suflet, să crezi în ceva. Și unii când vorbesc despre Dumnezeu îi spun energia, sursa, universul, așa, că universul a aliniat planetele. Pă, pă, bune. Adică universul ăla se aliniază singur, așa. Nu există o forță, o putere, o persoană care să. o inteligență într-o persoană care să, să pună lucrurile după un plan, se aliniază așa toate. Da. Însă omul face orice și crede toate năzbâtiile posibile, inclusiv că a evoluat din maimuța asta, oricum este expirată de mult. Dar știți de ce cred oamenii aberațiile astea? Tot am stat și m-am întrebat. Bă, oricum ai nevoie de credință, că adevărul a priori tot nu-l ai. Că n-ai fost la creație nici tu, nici tu, să zicem de evoluționist. Da? De ce preferă oamenii să creadă năzbătii? și să-și aleagă niște repere mișcătoare. Știți de ce? Pentru că nu au nevoie de Dumnezeu. Simplu. Că dacă accepti că ai fost creat de Dumnezeu, accepti și că El este superiorul tău. Dacă tu crezi că ai evoluat din maimuțe sau dintr-o explozie sau așa, zici, domnule, etalonul meu este maimuța. Nu mai este Dumnezeu și principiile Lui. Spunea un mare evoluționist. Păi, ce, ce probleme are mai maimuța, maimuțoiul că schimbă nu știu câte partenere? Nicio problemă. Deci, în concluzie, ideea asta cu moralitatea este o, e o scorneală de o creștină. Nu avem nevoie de așa ceva. Ce prostie auzi. Noi putem să trăim exact cum trăiesc maimuțele unii cu alții. Nu avem nicio problemă. Păi, da, dacă talonul tău este maimuța. Normal. Este perfect normal că tu te tragi din maimuță. Însă, dacă etalonul tău este Dumnezeu și legea lui, atunci lucrurile stau altfel. Și din cauza acestei dorințe de a nu-l avea pe Dumnezeu deasupra capului, oamenii au inventat tot felul de lucruri. Dar e ceva și mai periculos. Doctrinarismul. Și iarăși fac o subliniere. N-am nimic împotriva doctrinei, dar ne putem ascunde în spatele ei ca să mimăm și să simulăm relația cu Dumnezeu. Și putem să știm foarte bine doctrinele și texte pe din afară și să mimăm că noi avem o relație cu Dumnezeu, dar de fapt nu avem. Și omul, dacă este de acord la botez și zice da, chiar una dintre întrebări, zice, aveți o relație mântuitoare cu Isus Hristos, dar cum să spună omul nu la întrebarea asta? Și dacă spune da, cum să-l contrazici, nu? De unde să-l uh, să contrazici? Și răspunde cu da. Însă el poate să n-aibă nicio relație mântuitoare cu Dumnezeu. Abel a vrut să slujească pe Dumnezeu prin închinare, așa cum a cerut Dumnezeu. Și zice, prin mărturia aceasta vorbește el măcar că este mort. Și a găsit reperul Dumnezeu, ce spune Dumnezeu. Apoi, dacă vorbim de noi, nu? în societatea lui, care era filozofia? Mâncare, băutură, distracții, sfidarea lui Dumnezeu, violență, să mai vii să spui că vine potopul, vine sfârșit. A, chestia asta, mm, nu, merge, nu. E așa, puierilă. Și chiar în lumea teologică, nu luați în râs, în lumea teologică, serioasă, ești considerat așa un pic pe alte alei, dacă mai crezi așa ceva. Însă am o mică specificare. Dacă crezi așa, îl faci pe Isus Hristos un mare mincinos. Pentru că Isus a vorbit despre evenimentul ăsta ca o realitate istorică, nu ca o alegorie, ci ca mitul potopului, teologii. Povestea potopului, dragii mei, este un fapt istoric ceea ce s-a întâmplat acolo. Cum și-a găsit noi reperele în vremea aceea? A luat Cuvântul lui Dumnezeu de bun. Chiar dacă toți ziceau: Păi, e imposibilitate, îți dai seama, n-a ploat până acum niciodată, măi! Cum să crezi așa ceva? E nedemonstrat științific. N-a mai existat așa ceva. Și tu vii să ne spui nou că o să inunde apele, tot pământul. E, e greu de, de crezut așa ceva. Însă, s-a întâmplat. Și noi rămâne ca un martor al. Al credinței. <coughs> Zice, prin ea, prin, uh, prin arca aceasta, el a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință. m lega puțin de expresia asta, el a osândit lumea. E tare de tot. De multe ori citim Biblia la rând și, așa, avem tendința la un moment dat să trecem peste cuvinte, peste expresii, dar. Uh, mi-am dat seama că nu este foarte productivă citirea asta a Bibliei la rând. Puteți să o citiți și la rând, nu e nicio problemă, însă citiți-o repede la rând și după aia citiți-o cu, cu, răbdare de melc. Pentru că într-o expresie Dumnezeu poate să îți schimbe viața. Cum au sândit Dumnezeu sau Noe lumea? Și ce contează faptul că Noe au sândit lumea? Noi gândim foarte mult, mai ales valorile și principiile creștine, chiar și Biblia, în mod democratic. Dacă, dacă majoritatea este de acord cu ceea ce se spune, înseamnă că e adevărat. Dacă majoritatea nu este de acord, simt așa o presiune, un disconfort asupra mea și de ce să fiu eu altfel? De ce să zic eu altfel? De ce să iau cuvântul lui Dumnezeu? în aspectul ăsta așa cum îmi spune conștiința și Duhul lui Dumnezeu. Dacă majoritatea zice așa, însă momentul în care ești chiar singur și ești cu Dumnezeu, în momentul ăla împarți lumea în două. O sândești lumea. Și știți ce face lumea cu cei ce o sândesc? Sunt în stare să-i mănânce în dinți. Stârnești împotrivire. Putem să zică și noi, bă, dacă majoritatea zic așa și nu cred, hai să iau eu, îmi zice Dumnezeu niște povești, dar uite, lucrez de 50 de ani, nu se întâmplă nimic, mă, nu vine niciun picor de ploaie măcar, numai roua asta. Și au trecut, au trecut ani, au trecut ani, dar nu e, a rămas cu gândul dat de Dumnezeu că într-o zi Dumnezeu va trimite potopul. S-a împlinit? S-a împlinit. Ba chiar spune Scriptura în Cartea Genezei, capitolul 7, că înainte cu șapte zile, Dumnezeu i-a spus lui Noe, intră în corabie tu și casa ta, hai să dăm textul ca să nu credeți că vorbesc de la mine, vreau să, să vorbim pe textul Scripturii, deci Geneza, capitolul 7, aceea care aveți Scriptura puteți să verificați, cu versetul 4, în da. versetul 1 și 2 spune să intre în corabie, iar versetul 4 este o continuare practică a versetului 1, căci după șapte zile voi face să plouă pe pământ 40 de zile și 40 de nopți și voi șterge astfel de pe fața pământului toate făpturile pe care le-am făcut. Până la un anumit punct, toți știau că va veni potopul, cel puțin teoretic, dar când, nu știau niciunul dintre ei. Noi, însă, a fost în avantaj că l-a crezut pe Dumnezeu. I-a spus înainte cu șapte zile, fii atent, acum se întâmplă. Și asta înseamnă să îl slujești pe Dumnezeu din dragoste și să fii tot timpul cu El sau să fii un oportunist de date când se întâmplă asta, când se întâmplă cealaltă, m-a întrebat odată un frate, frate, când se închide harul? Da? Am avut așa o sclipire de moment, dar zic, dar de ce vrei să știi? Ca să știi cât timp mai e să păcătuiești sau de ce? Oricum, eu n-am cum să spun lucrul ăsta pentru că e în grija lui Dumnezeu. El știe când va închide harul. Nu-i problema mea, că nu sunt eu acolo la, la vestirea soroacelor. Asta le face Dumnezeu după voia lui. Dar când se, unii vor să știe tot, 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 tot. La un moment dat Dumnezeu poate îți va spune sau te va avertiza, dar cu puțin timp înainte, sau îți va da un gând, un îndemn. Oricum, ești avantajat întotdeauna când crezi cuvântul lui Dumnezeu. Ești avantajat. Și Noe a fost avantajat, a avut-o cu totul și cu tot o altă perspectivă decât aceea care luau un râs cuvântul lui Dumnezeu. Avram, iarăși, a plecat într-o călătorie fără să știe unde se duce. Este o călătorie a credinței. Nu știu câți dintre noi am fi fost dispuși să mergem vreo 9.000 de kilometri, aproape 10.000, da? toate călătoriile lui pe acolo. Am avut răbdare într-o zi să le calculez. Dar oricum, din ur, din haldeia de acolo și uh, din zona lui de unde a plecat, sunt mii, mii de kilometri. Cu pericole, cu uh, tot felul de riscuri și cu averile după el, era o pradă ușoară și cu toate acestea Avram a plecat bazându-se pe cuvântul lui Dumnezeu. Nu știu câți dintre noi mai avem încredere aceasta în Dumnezeu de a, de a întreprinde anumite lucruri, indiferent de, de ce s-ar uh, întâmpla. În momentul în care faci ceea ce trebuie, potrivit cuvântului lui Dumnezeu, lasă consecințele în seama lui, nu te mai gândi ce se va întâmpla. Lasă consecințele în seama și în grija lui. Atâta vreme cât tu știi că ai făcut ce este bine, du-te înainte și lasă-l pe Dumnezeu că el va rezolva restul problemelor. Avram a plecat în călătoria aceasta. Și îmi place foarte mult că toți cei care s-au pus împotriva lui au avut mari probleme. Atunci când ești în slujba lui Dumnezeu și faci lucrarea lui și Întâlnești împotrivire și vei întâlni împotrivire, niciodată să nu-ți faci probleme de piedici. Că de asta are grijă Dumnezeu să le rezolve. A venit uh, Abimelec acolo, nu, mai gata, ce-ți mai, la, gata, plecați de aici. A venit uh, iarăși, uh, dacă ne gândim la Egipt, s-a dus, uh, era foamete, nu? Faraon, ia Nevasta și Dumnezeu începe să de-a urgii peste ei. Până când vine asta și întreabă ce-am ce -am făcut, de ce nu mi-ai zis? Hai, te rog frumos, ia cadourile astea și pleacă, lasă-ne-n pace. Cei cinci împărați, nu? Vin, le iau sclav pe lot și în momentul în care uh, trebuie să plece la război, nu se gândește, hai să fac eu niște calcule militare, niște tactici. Păi ăștia sunt 120.000 de mii sau câți ori fi în tabăra lor, uh, oricum sunt foarte mulți, Uh, am vreo 318, n-am nici puști, nici lunetiști, n-am nici bombe, nici rachete, nici tancuri, nici nimic n-avea de genul ăsta ca să zici că faci un război din asta așa de gherilă sau un război uh, unde ești supra-tactic și atunci dai în ei cam muște, nu, nu contează, poate să conducă unul de la aparate și de la calculator tot, însă atunci nu era așa. Oricât erai tu de viteaz, 318 împotriva la 5 împărați, era o disproporție foarte mare. Însă Avram a zis, eu sunt în slujba lui Dumnezeu, mă duc să-l salvez pe lot de acolo. Și a câștigat bătălia, pentru că Dumnezeu a fost cu el. Avem nevoie de, de curajul acesta lui Avram, chiar dacă intimidarea este din ce în ce mai mare și noi cedăm la stimul foarte, foarte mici la o scumpire, la, eu știu că nu mergi la un spectacol, nu mergi la un restaurant, nu intri nu știu unde, gata, ești în stare să renunți la, la tot felul de lucruri și am avut o mostră de genul ăsta întrebarea este ce vei face atunci când îți va fi chiar amenințată viața oare vei mai avea curajul acesta și perspectiva în față clar însă Avram avea perspectiva spune capitolul 11 cu 10, căci El aștepta ce? Cetatea care are temelii tari, al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. El aștepta cetatea. Și zicea, păi eu sunt în așteptarea cetății, ce contează dacă mor acum, mâine sau peste 5 ani? Eu sunt în drum spre cetate, pentru mine asta contează, restul sunt lucruri esențiale sau mai puțin importante. Și concluzionează: În credință au murit toți aceștia fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Mai avem perspectiva asta că noi suntem străini și călători pe pământ? <laughs> Pentru că dacă facem tot posibilul să rămânem aici. Suntem exact în cărțile demonilor. Și ei fac tot posibilul să rămânem aici. Și o să auziți din ce în ce mai mult mesaje cu încălzirea globală, să salvăm planeta. Mai nou le-au pus și în chestionarele profesorilor. Dacă predăm despre ecologie, despre salvarea planetei, dacă credem în încălzirea globală și în toate astea, care se întâmplă, bineînțeles. Dar de ce? Ce scop au toate astea? Ca să păstreze un climat și ați auzit în gadara ce i-au zis demonii uh, sau vis-a-vis uh, -vis de îndrăciți, Domnului Hristos a venit să ne chinui înainte de vreme. Noi nu vrem lucrul ăsta, nu vrem să se întâmple profețiile, nu vrem să se activeze, nu vrem să se împlinească, vrem să rămânem aici și ne cumpărăm pământ pe Marte, Căutăm surse de viață pe alte planete. De ce? Că dacă cumva se strică viața aici, n-avem nevoie de Dumnezeu să putem evada undeva. E o adevărată nebunie cu, cu căutările acestea. De ce? Pentru că oamenii nu vor să vină Împărăția Lui Dumnezeu. Ce diferență între oamenii scripturii care au avut perspectiva că vine Împărăția Lui Dumnezeu, și ceilalți care au vrut să rămână aici, și într-adevăr vor rămâne aici. Avem și o setare mentală prin filme și prin tot felul de, de documentare cu extraterestri care vin de dincolo și că vine pericolul de sus. Pericolul vine de sus. Este exact pe dos mesajul. Că de sus vine izbăvirea. Asta este mesajul lui Hristos. Când veți vedea întâmplându-se toate aceste lucruri, să vă ridicați ochii că izbăvirea se apropie. Dar zic ăștia de la Hollywood, na, no, de sus vine dezastru, distrugerea omenirii. Trebuie să ne apărăm, să ne, să ne pregătim, să salvăm omenirea. Ce să salvez omenirea? De ce? De dușmanul care este Isus Hristos. Asta este filozofia pe care o colportează atât de mult. Însă, putem observa în această. Listă de oameni ai lui Dumnezeu, că toți au avut ceva care trece dincolo de, de lumea aceasta. Moise, n-a vrut să fie numit Faraon, să fie numit Faraon. Puh. Era ce vrea domnul Iohannis să fie pe la natop, acolo, e așa, o funcție de măturător. Da? Sau eu știu, ce vrei tu, funcție din lumea asta nu echivalează cu a fi un Faraon atunci. Erai. Erai foarte puternic, aveai toate resursele, era era ceva extraordinar. Și Moise a zis, nu, eu nu vreau. Prefer să sufăr cu poporul Dumnezeu și chiar a suferit, critici și era în stare de multe ori să-l omoare cu pietre, ca să-i ducă în țara promisă, decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Au trecut Marea Roșie, au făcut minuni, unii au murit. Însă, toți cei care au avut perspectiva în față au murit ca biruitori. În lumea aceasta foarte alunecoasă și plină de relativisme, aș vrea să, să ne uităm la acești oameni ai lui Dumnezeu care au fost foarte bine orientați și să-i luăm ca exemplu. Și vă asigur că orice s-ar întâmpla în lumea noastră niciodată nu o să fim de debusolați, pentru că ancora este acolo. Este aruncată de departe. Ați văzut cum se arunca mai de mult când se cucerea o cetate, se arunca o ancoră sus și când se prindea de zid, acolo rămânea. Și puteai să urci. Aveai o ancoră aruncată bine. Era înfiptă și nu mai putea să o clintească nimeni acolo. Credința aceasta este ca o ancoră pe care o aruncăm departe și oricât de mult am fi izbiți dintr-o parte și în alta, ea rămâne ca o siguranță pentru sufletul nostru. Versetele 12 și 13 din capitolul 12. Întăriți-vă dar mâinile obosite și genunchii slăbănogiți. Croiți cărări drepte cu picioarele voastre pentru că cel ce schiopătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Urmăriți pacea, pacea cu tot și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la Harul lui Dumnezeu pentru ca nu cumva să dea lăstar vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și mult să fie întinați de ea. Iată perspectiva pe care o pune Dumnezeu în față, să ne încredem în El, în făgăduințele Lui, în ceea ce ne pregătește. Și restul chiar nu mai contează. Viața aceasta o trăim cu bucurie, o trăim cu speranță. Și în timp ce ceilalți caută bâșbie, se uită la toate serialele, la toate dezbaterele, la toate minciunile care plutesc, mai ales acum în perioada alegerilor, e plin de ele peste tot, minciuni peste minciuni și oamenii le înghit în speranța că va fi mai bine. Nu va fi mai bine, stați să vedeți în anul 2025 scumpiri și toate alealte, iar minciunile se vor dezumfla atunci și oamenii iară dezamăgiți și prinși și învârtoare, asta tot speră să fie mai bine. Dar acel mai bine pe care și-l doresc nu va fi decât... Uh, dacă își pun încrederea în Dumnezeu. Așa că avem o nădejde care nu înșeală, avem un cuvânt al lui Dumnezeu care se împlinește și dacă trăim în lumea aceasta, haideți să trăim altfel, cu speranță, cu bucurie și cu încredere în ceea ce spune Dumnezeu în cuvântul Scripturii. Amin.